Atlantia Vivere, Atlantia Vince, Atlantia Victor, despre reforma educației în România. Că acum e presat de către cineva, de către un macedonian, de la Sargenția, de către un telepat, să-mi donezi toți bani. Vrea să mă influențeze, vrea ca eu să se declarație. Dar nu asta este vorba, că nu e vorba despre bani, de fapt. E vorba despre muncă, ci despre educație. Dacă mă duc la magazinul din colț și întreb pe ea, mă, tu câte clase ai? Am 12 clase, am facultate. Nu are nicio urmă de educație. Sunt oameni care au facultăți în România, 3-5 facultăți, master, doctorate, tralala, care nu au nicio valoare. Toate universitățile noastre, locul 500-600, UBB, nu știu ce. Să vină cei de la Sorbona, să vină cei din America, de la Oxford, de la Cambridge, din Anglia, de la Harvard. Și acum sunt obosit, mă scuzați, de la Yale, de la Princeton, de la MIT, Massachusetts Institute of Technology, și să preia în România aceste universități. Noi nu putem să facem nimic cu ele. Degeaba le acordăm independență. Nu știu câtă cercetare s-a făcut în România la universități. Farfurile noastre zburătoare, făcute de coandă, nu au fost făcute la universități. Lasere, plasma, antimateria, nu la universități. Și în orașele noastre, Atlante. Deci noi avem un model de societate în care în biserici, în orașele Atlante, în enclave de astea închise, în care numai câțiva inițiați au acces, se află cunoașterea. Și cunoașterea se află în baza unor chestii etice. Deci, prima dată trebuie să dovedești că respecti toate legile. După ce respecti toate legile, să dovedești că ții la cei din jur, la munca, suferința lor, viața lor, că îți respecti strămoșii. După ce îți respecti strămoșii, care e lucru foarte rar în România, să-i respecti pe ea din jurul tău, e foarte rar. Atunci, să-ți respecti strămoșii, nu numai bunicii, părinții, nu, deci nu ăștia, ea mai din vechime. Așa. Deci după ce faci chestia asta, trebuie să ai acces. Și nu poți eu să... Deci, asta este ideea. Se vorbește despre învățarea continuă, dar asta am auzit-o și pe timpul Ceaușescu. Învățarea continuă în România, exemplu, Atlantia vivere, Agatha vivere, Shambhala vivere, Lemuria vivere, Orantia vivere, Kasha vivere, Dracona vivere, Lir, Mursul, Ka vivere, Dinsa vivere, Cassia vivere, Horsia vivere, The Vulture and the Snakes vivere, The Besiege, The Skull Civilization, The Cassia, The Rodan Civilization, The Maesters vivere, The Monster and the Monster Puri, Monster vivere. Toate aceste lucruri eu le-am învățat de pe internet. Economia am învățat de pe internet, finanțe, bănci, organizarea lumii, servicii secrete, armată, tot am stat de pe Godlike Productions și de pe Pravda și de pe Lunatic Outpost și Alien Earth și din filmele americane. Oare de ce noi nu facem aceste lucruri? Să facem filme educative pe care să spunem, uite, am făcut niște farfurii zburătoare, uite, am cucerit o nouă galaxie. Nu să zicem, a, noi ne-am dus, să zicem, a, au mers alții, știi? Nici nu așa chiar. De ce ajungi la 40 de ani și a, uite, hai că-ți dau lasul, hai că-ți dau ăstea 3D, hai că-ți arăt că totul este extraordinar, hai că bagi joc de tine până la 40 de ani, hai că-ți umilesc copii și mi-umilesc proprii mei copii și proprii mei fraților și cei din neamul meu, să nu te legi de neamul meu, nu știu ce, că ăștia săraci, amărâți, încă n-au ajuns, trebuie și ei să ajungă, să nu moară. A, uite că pentru crimă, uite că tot te pedepsezi, nu o să ajungi să vezi, numai eu o să ajung să văd, tu o să trăiești viața ca un nimic, ca un sclav de-al meu. De fapt, din organizarea societății noastre provin toate problemele noastre. Din propria noastră lașitate și din faptul că am semnat acordul cu francezii în anii 70-69, provin toate problemele noastre. Am 44 de ani, 39 pe buletin, n-am avut voie, am bătut în Ramad Nilan, doamna de Petre mai am tot în jurat pe ea, de aceea că i-am ajuns. Ei mor în jurat, ei mor. Da. Sunt multe lucruri.
Accept, accept totul, dar nu se mai poate face societatea asta pe mită, pe corupție. Copiii noștri în școli sunt traumatizați, psihic sunt distruși. Să aducem profesori străini ca și arbitri străini în fotbal. Să facem școli străine. Vartman e o școală în care copiii se joacă unii cu alții și învață și au parte de mâncare bună, sigur, ca la cantină, nu ca la restaurant de 5 stele sau măcar de 1 stea, ca la cantină. Și costă 20.000 sau 50.000 de dolari pe an. Dacă te duci la școlile făcute în America de Harvard, că există și școală Harvard, plătești 50.000 de dolari pe an. Dacă te duci la universitate, plătești 200.000 de dolari pe an. Dar nu, asta nu este o problemă, pentru că oamenii aceia muncesc. M-am angajat pe Upwork, pe Fiverr, pe Crossover, imediat, hai să te vedem la lucru. Ah, sigur, la început, nu îți dăm 400.000 de dolari, îți dăm numai 200.000 de dolari, 100.000. Dar nu, hai, probă și te dăm afară și nu îți dăm nimic, nu sclavagiți ca la bunica mea să accept să stau cu ea să fiu sclavul ei, nu știu ce. Nu mizerii de genul ăsta ca în România. E o mizerie și... nu e o mizerie etică morală, e o mizerie ce provine din neîncredere, din trădare, din băgatul cuțitului în spate, din faptul că nu vă recunoașteți conducătorii. Eu sunt vraciul tribului românesc, sunt ca și vraciul tribului, eu conduc această țară, sunt dovachin, nu sunt dragon. M-am scos 4 ori, 4 picioare și curând voi muri și vă înțeleg pe voi toți, dar nu este bună calea asta, tot timpul să te uiți așa urât la copii, să... îi traumatizezi, hai, educație și ca la 1700 disciplină și tot spunea bunicul mai ordine și disciplină fără să fie nimic, absolut nimic în ordinea și disciplina, e numai furt și numai crime și numai ură continuă. Da, înțeleg pe dragon, deci înțeleg parțial modul în care gândesc ei, dar nu este aceasta calea, nu este aceasta calea. Hai să le scoatem dinții din gură, hai să-i umilim, hai să-i traumatizăm, hai să vedem cine mai supraviețuiește, cine n-are atac de cor, cine merge cu toporul, cine omoară, cine... hai să băgăm la pușcărie, hai să facem asta, hai să ne omorâm unii pe alții. Toate chestiile astea, deci ar trebui toate școlile și grădinițe noastre, grădinițe chiar nu, dar școlile și universitățile noastre privatizate, să nu mai fie universitate... la care să fie în top 1000, babeș voi toate de la 500-600, să fie universități normale. Voi spuneți, a, sănătate nu învață nimic, că scala grădiniță, dar e bine să fii ca la grădiniță. Uite, eu în clasa 1-4 simțeam nevoia să mă joc și să fiu ca la grădiniță, nu să stau drept acolo, ca în Corea de Nord. Da? E un model societal... comportamental care determină societatea noastră de astăzi. Faptul că noi suntem devianți, că ne omorâm unii pe alții, că ne urâm, că ne distrugem, provine din faptul cum am fost tratați în primii ani de viață. De către copiii noștri, de către părinții noștri, de către societate, de către școală. De ce tot timpul se spune, vai, părinții trebuie să sunt responsabili, noi la școală nu facem nimic, noi nu facem nimic. Dacă nu faceți educație la școală, ce dracu să mai trimit copiii la școală și am 200 de copii, 7 nepoți, 200 de nepoți. Noi nu avem nicio responsabilitate, noi nu suntem vinovați cu nimic, noi nu avem bani. Dar de ce nu, de ce nu vă angajați la privat? Dacă privatizăm, nu să fie dați afară, că este o prostie să fie dați afară profesori, dar să facem școli private, toate școlile să fie private și universități. Și nu să nu vă temeți că vai, că o să fie nu știu cât. Dacă lumea știe că în România buzunarul e gol, nu o să pună taxe mari. Nu o să fie chiar ca în vest, da. Și că nu e o problemă, poți să fii prost și harnic, mulți americani sunt prost și harnici și au onoare și demnitate, voi sunteți lași și inteligenți și leneși. Și sunteți leneși din cauza societății, pentru că sunteți voi, sunteți leneși. Sunteți leneși pentru că nu vă recunoașteți conducătorii. Nu să vă închinați toți în fața conducătorului de trib, că și la asta se poate ajunge să fie dictatură și nu știu ce. Am întâlnit indivizi periculoși. Eu știu, deci, omul ăsta, mașina ăsta de rasă, și chiar este periculos. Oamenii care vor să facă ceva și spun, țara sunt eu. Și eu am fost periculos, și eu am avut 20 de ani, și eu am avut 30 de ani. Și eu am vrut să schimb lumea, să schimb țara. Și eu mi-am dat seama că nu se poate. Și eu mi-am pierdut viața.
43 de ani în România și eu vorbesc acum cu umilință, na, și cu frustrare. Dar adevărul trebuie spus. Și adevărul este că problemele nu pornesc din lipsa de bani. Că nu se poate face reformă fără bani. Prima dată dați-ne salarii. Asta este o mentalitate de sclav. Voi trebuie să învățați pe copii să nu mai fie sclavi.